Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod marca Grile Rezidențiat. Aici Mihai, hostul vostru temporar. Deși de obicei mă găsiți în spatele altor tipuri de materiale, astăzi am onoarea să fiu gazda acestui minunat episod în absența Cătălinei. Trăim într-o lume în continuă schimbare, iar adaptabilitatea este esențială în orice am face. În episodul de astăzi vom explora psihiatria alături de Dr. Victor Görmann, un medic extraordinar. Vă invit să ne fiți alături pentru că urmează o discuție incredibil de valoroasă și interesantă. Să-i dăm drumul! Bine ai venit, Victor! Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos că m-ați invitat! Ne bucurăm să te avem aici, în această zi foarte călduroasă, dar am pregătit mai multe întrebări de la comunitate și aș vrea să începem cu o privire în spate, în trecutul tău. Cum te-ai gândit la psihiatrie? A fost din primul an de medicină sau a venit mai târziu ideea asta? O, da, a trecut ceva timp de atunci. Mihai, trebuie să recunosc că n-a venit chiar din primul an de medicină ideea de a deveni psihiatru. Prima mea dragoste, sau de fapt specialitatea pentru care am intrat la medicină, a fost, o să fii surprins, medicina sportivă. Wow! Da, am crescut și am iubit sportul, încă iubesc acum. Vreau să cred că am și o oarecare cultură a sportului și da, visul meu a fost să devin medic de echipă. Atât cât putea înțelege un adolescent, un licean, că înseamnă medicina sportivă. Iar psihiatria a venit undeva pe la sfârșitul anului 2 de facultate, când am terminat de citit romanul lui Ken Casey, Zbor deasupra unui cuib de cuci, și de acolo a început tot. Au urmat alte lecturi, alte filme, alte piese de teatru și, în general, pot să spun că beletristica m-a îndreptat sau mi-a ridicat un steguleț care mi-a semnalizat că drumul meu este psihiatrie. Wow, nu m-aș fi așteptat. Și am avut în plan medicina sportivă, era în listă la rezidențiat. Foarte frumos. Ce a cântărit cel mai mult în alegerea ta? Dacă ar fi să mergi puțin mai specific, ce te-a atras mai mult? Interesul pentru psihicul uman. După ce am văzut, întâi am citit acele cărți, apoi am văzut anumite filme, am început să caut, să mă documentez, să citesc din cărțile de psihiatrie disponibile în biblioteca de acasă și cea de la UMF Craiova. Ce este psihiatria? Să citesc despre cazuri de afecțiuni psihiatrice, de bolnavi psihici. Și a fost un interes perpetu și m-am hotărât într-un final, după ce am trecut cu gândul prin mai multe specialități și departamente clinice, am hotărât să-mi urmez visul și să merg cumva la risc pe un drum nebătătorit, dar interesant, un drum plin de provocări și de suspans. Am ales să fiu medic psihiatru. Și probabil plin de recompense în același timp. Sufletești, dacă e ceea ce îți place? Categoric. Hai să mergem spre primul an de rezidențiat, pentru că e cumva definitoriu. În general, când mergi pe un drum nou sau intri pe un drum nou, ai parte de mai multe obstacole, mai multe provocări, cei mai mulți, pe orice specialitate, dintre cei care renunță de obicei în primul an. De asta e reprezentativ. Și aș vrea să te întreb, pentru cei care ne urmăresc, ai ceva tips and tricks sau ceva ce consider că e vital să știe sau ceva ce nu-ți spune nimeni înainte să începi și e important să știi? Da, primul an de rezidențiat a fost un nou început pentru mine în toate punctele de vedere. A fost momentul în care am plecat din casa părintească și m-am mutat singur, a fost momentul în care am obținut primul salariu, medic rezident, și mai ales am început un drum nou în clinica 1 psihiatrie din Craiova. De ce spun că a fost totul foarte nou? Întrucât în curicula universitară sunt stipulate doar 3 săptămâni de stagiu de psihiatrie plus 3 ore de curs o dată pe săptămână. Insuficient din punctul meu de vedere pentru ca cineva să se gândească sau să aleagă psihiatrie în deplină cunoștință de cauză.
toți alegem psihiatrie sau vreau să cred că toți alegem psihiatrie dintr-un vis, dintr-o pasiune și nu vreau să cred că sunt și alte motive de natură economică sau de alte motive care ne determină să alegem psihiatrie. Eu am ales-o dintr-un vis. Nu știam nici despre ce e vorba, văzusem foarte puțin în facultate și m-am lovit prima dată de limbajul de specialitate. Ok. Eram obișnuit, ca toți studenții, cu semiologia medicală, cu semiologia chirurgicală, știam, sau vreau să cred că știu câte puțin din fiecare. Dar nu știam ce înseamnă hipoprosexie, înseamnă scăderea atenției, da? Anhedonie, lipsa plăcerii sau a interesului pentru activități anterior plăcute. Iată, doar doi termeni total străini mie, ca proaspăt rezident în primul an la psihiatrie. Și de aceea umblam cu un carnețel după mine și efectiv notam cuvinte pe care nu le știam și ulterior le căutam acasă în cărți de specialitate sau chiar în dicționar. Normal că a fost un șoc, dar am fost surprins de câte mult nu știu. Legat de sfaturi ce le-aș da, că asta mă întrebai tu, că sunt niște ponturi pe care aș putea da tinerilor care aleg psihiatrie. În primul rând, să iubească omul, să dezvolte o acceptare necondiționată față de bolnav și să nu aibă nicio pretenție față de cel aflat în suferință. Asta ar fi primul sfat pe care l-aș da tinerilor rezidenți. Al doilea sfat, să iubească să citească. Dacă nu-ți place lectura, nu-ți place să citești, nu ai o dragă față de cărți, nu cred că ai ce căuta la psihiatrie. Iar al treilea sfat, să nu ai nicio pretenție nici la societate, pentru că de multe ori societatea stigmatizează boala psihică, bolnavul psihic și pe psihiatru. Atât timp cât nu ai pretenție de la nimeni, îți poți desfășura activitatea de medic în liniște și poți face ce trebuie să faci, adică să ajutăm oamenii. Cam asta ar fi pe scurt câteva gânduri legate de primul an de rezidențiat. Aș spune că e și o doză de stoicism acolo. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, că ai vorbit de restul societății și de partea de stigmă. E puțin stoicism, aș spune. Poate. Foarte, foarte interesant. Dacă te-aș întreba ce sfaturi ți-ai oferit tu ție, cel din anul întâi de rezidențiat, ar fi aceleași sfaturi? Sau nu neapărat, nu. Eu l-am sfătuit pe Victor Gherman din iarna anului 2014 să citească mai mult, să trăiască mai mult și să fie și mai implicat decât a fost în toate activitățile de atunci. Evident că regret că nu am studiat mai mult, că nu m-am pregătit mai bine, că n-am luat anumite decizii, dar întrucât trăim o singură viață, consider că așa trebuie să fie. Evident că aș alege altfel acum ca să văd cum s-ar întâmpla lucrurile. Dar, da, cred că aș trăi mai mult anumite experiențe, pentru că psihiatria, asta poate e important să precizăm, Mihai, că psihiatria face parte din viață. Nu poți să desparți psihiatria de viață. Nu, psihiatria nu se încheie la poarta spitalului de psihiatrie. Întâlnim în societate pacienți cu diverse afecțiuni psihiatrice, pacienți netratați sau necorespunzător tratați sau insuficient tratați. Psihiatria face parte din noi. Toți avem anxietăți, depresii, insomnii, gânduri și așa mai departe. De aceea cred că un psihiatru trebuie să trăiască. Nu trebuie să fie închis într-un turn de fildeș, nu trebuie să fie acel om de știință inabordabil și nesuferit și arogant. Nu trebuie să fie în stare un psihiatru să crească nivelul și atunci e nevoie de cultură, de pregătire ca să știi să vorbești cu un om aflat pe o treaptă superioară a ierarhiei, să știi să și cobori nivelul, să vorbești cu neșcolarizați, cu analfabeți funcționali sau nefuncționali, să știi să vorbești în mai multe limbi străine dacă se poate. Ok. Și în general să culegi din viață câte un pic din fiecare. Niciodată suficient. Niciodată nu o să fie suficient. Ai menționat să trăiești mai mult
și să trăiești anumite experiențe. Ai putea să fii puțin mai specific, să oferi un exemplu? Da, în primul an de rezidențiat, dus de un entuziasm care e caracteristic noul început, am participat la o serie de activități de voluntariat la un centru pentru persoane fără adăpost, încercând să cochetăm cu ceea ce credeam noi atunci că se numește psihoterapie. Nu se numea psihoterapie, se numea maximoterapie suportivă, pe care încercam să o oferim unor persoane în mare nevoie. Și acolo am văzut și am trăit și am ascultat o grămadă de povești de viață și am înțeles o grămadă de lucruri, dar mai mult decât atât mi-au izvorât în minte anumite întrebări, mult mai multe decât răspunsuri, și m-a făcut să caut și să trăiesc, să mă duc și într-o sală de jocuri de noroc ca să văd ce trăiesc cu oamenii aceia. Și am făcut lucrul ăsta într-un alt oraș, okay, pentru că aveam tot mai mulți pacienți dependenți de jocuri de noroc și vreau să văd care e atmosfera de acolo. Și am, să vă spun, multe și de acolo. Eu am crezut pe scurt că acolo este vorba de distracție. Nu fusem niciodată nici la casino, nici la până atunci. Și am crezut că acolo oamenii se distrează, cum ne distrăm noi când privim un meci de fotbal. Absolut. Pasiunea de fotbal. Sau când mergem la mare. Sau ceva în genul ăsta. Ei bine, nu, acolo era o tensiune de nedescris, o tăiai cu cuțitul, nu se glumea, nu se râdea, se parcă se juca viața sau moartea participanților. Asta era atmosfera pe care mi-a dat-o și am trăit experiența asta în Sibiu, un oraș foarte lăudat și foarte prețuit de români în general și de toată lumea, adică într-un oraș unde pretențiile culturale și educaționale sunt mult mai mari, asta nu relevă decât faptul că, indiferent de zonă, indiferent de oraș, viciile există, dependențele există și psihiatria își face loc, vrem sau nu vrem. Ok, foarte interesant. Asta spune ce fel de medic implicat ești, faptul că ai făcut vizita asta pe teren, să spun așa. E foarte important, pentru că altfel, cred că în orice domeniu e același lucru, riști să te deconectezi sau nici măcar să nu te conectezi cu ceea ce se întâmplă în realitate, doar să vezi știri sau să citești teorie sau să iei de-a gata presupunerile sau the findings, da? Ce au găsit alții. E foarte important, mai ales că fiecare țară are propria identitate culturală, cam toate lucrurile sunt diferite la noi, într-o măsură mai mică sau mai mare. Și mă bucur să aud că ai făcut asta, e o poveste foarte interesantă. Și dacă tot suntem aici, înainte să mergem mai departe, o întrebare, poți să răspunzi într-o frază, dacă poți, dacă nu, poți să povestești mai mult. E o întrebare mai puternică. Cum te-a transformat viața de medic pe această specialitate? Destul de greu să răspund la întrebarea asta. Cred că ar fi mai bine să o întrebați pe soția mea sau pe cei din jurul meu. Dar, un răspuns extraordinar. Cu siguranță că m-a transformat. A avut o modificare. Eu sunt convins că fiecare om se află într-un proces de dezvoltare perpetuă. Și ne îmbogățim în fiecare zi câmpul nostru experiențial cu diverse experiențe pe care le trăim, deformat sau nu, dar în fiecare zi ne transformăm, suntem altfel. Cu atât mai mult, exact, în psihiatrie, unde, fără să vrem, rămânem cu anumite impresii și din suferința bolnavilor noștri. Ok. Aș vrea să te întreb în ce măsură, dar urmează o întrebare pe tema asta și aș vrea să intrăm mai mult în detaliu, pentru că în momentul în care am întrebat comunitatea Grill Rezidențiat, ok, urmează să luăm interviu unui medic specialist pe psihiatrie, care sunt curiozitățile, au fost foarte multe întrebări pe tema asta, cum te afectează, care e impactul concret asupra ta ca medic. O să revin asupra întrebării, pentru că orice idei cred că sunt de ajutor celor care sunt interesați de specialitate. Să ne întoarcem puțin la psihiatrie și la viața în spital. Ce presupune concret psihiatria? Care e parcursul modulelor? Ce se întâmplă în rezidențiat? Din punctul tău de vedere,
Nu știu în ce centre ai mai fost, dacă ai mers și în alte orașe, dar sunt curios care e viziunea ta. Da, deci pregătirea am derulat-o doar în Centrul Universitar Craiova, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, mai exact la Clinica 1 Psihiatrie, sub îndrumarea mentorului meu, regretatul profesor Udrich Toiu, un adevărat nume, o somitate la nivel mondial, aș putea spune, pentru că nu sunt cuvinte mari, întrucât dumnealui a ocupat și funcția de vicepreședinte al Asociației Mondiale de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie. Când eram rezident, curicula de pregătire în rezidențiat cuprindea mai multe stagii, cum ar fi psihiatrie clinică, psihiatrie comunitară și de legătură, psihiatrie forensică, neurologie, medicină internă, psihoterapie, bioetică și altele. Acum am înțeles că există și un nou modul de adicții, care nu face decât să mă bucure această știre. Cred că e nevoie ca tinerii noștri să învețe mai mult despre adicții, se vorbește și de o competență în adictologie care va avea loc, cred, și la Craiova, așteptăm cu nerăbdare vești. Când am fost eu rezident, stagiul de pregătirea în rezidenția dura 4 ani, acum s-a revenit la 5 ani și cred că este de asemenea un lucru bun. 4 ani părea o durată de timp insuficientă pentru pregătirea unui tânăr psihiatru, deci cred că 5 ani e mai bine. Cu siguranță. Psihiatria se poate învăța oriunde, atât timp cât există implicare, dorință, curiozitate și muncă. Și îmi spunea și un profesor, Michael Davidson, îmi spunea într-o perioadă, Victor, dacă vrei să faci psihiatrie, poți să faci oriunde. E bine să călătorești, e bine să înveți să trăiești într-un sistem ca experiență de viață. Dar strict partea de psihiatrie o pot dezvolta în orice centru universitar, pentru că există mijloace multimedia, există comunicare, se pot face lucruri și de la distanță și așa mai departe. De aceea încurajez pe studenții care vor să facă psihiatrie să își urmeze visul, indiferent de centru universitar pe care îl vor alege. Super. Că tot vorbim de viitorii rezidenți. Cum arată o zi din viața unui medic rezident în spital? Ce atribuții are, ce face concret, poate ce îi lipsește. Tu ești medic specialist în acest moment sau ai dat primariatul? Am dat primariatul anul trecut. Ok, ok. Sunt medic primar de un an, de un an. Ok. Cum arată viața unui medic rezident? Ca în orice altă specialitate, atribuțiile medicului rezident sunt de pregătire pentru viitoarea profesie. Asta trebuie să se știe de la bun început, că rezidenții nu sunt cei care fac foile, chiar dacă se mai întâmplă uneori sau de multe ori. Asta în lor în principal este să învețe de la coordonatori, de la îndrumători, cum se tratează pacientul care suferă de afecțiuni psihiatrice, de boli psihice. Programul la psihiatrie este același, normal, de la 8 până la 15. Iar minusuri există, ca pe orice altă specialitate, sunt lucruri perfectibile, se pot îmbunătăți, dar cred că ne aflăm într-un punct bun acum, când au început și prezentările de caz și discuțiile între colegi, rezidenții care lucrează cu mine, participă la congrese, la conferințe, încercăm să îi pregătim, să îi scoatem din zona de confort, să iasă pe scenă, să facă greșeli, că doar din greșeli învățăm. Corect. Și apoi să învățăm unii de la alții, să ne corectăm și să înțelegem că nu le știm pe toate. Cât timp pricepem că nu le știm pe toate și avem multe de învățat, avem o speranță să ne perfecționăm. Ce lucruri pozitive găsești tu în munca ta de zi cu zi, ca și psihiatru? Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Mihai. O întrebare interesantă, pentru că mulți din medicii rezidenți se plâng de lipsa satisfacției în profesie.
mai ales în primul an, așa cum ai spus, și mulți dintre ei, chiar discutam cu unii dintre colegi, doresc să schimbe specialitatea sau chiar să dea din nou rezidențiatul. În psihiatrie, dacă nu ai răbdare, nu ai șanse mari să faci performanță și nici să descoperi satisfacția profesională. Nu e aceeași satisfacție pe care o are un ortoped când reduce o fractură. Sau în medicina de urgență, când un pacient nu poate să respire și brusc, grație unor intervenții sau unor medicamente corect administrate, pacientul respiră. În psihiatrie, lucrurile sunt puțin diferite. Și bineînțeles că există și șicane între medici și glume și ironii. Ei, pe cine faceți voi bine? Asta e de multe ori, mă întreabă alți colegi pe alte specialități. Dar pentru mine cea mai mare satisfacție profesională este când pacientul se întoarce acasă, la familie, se întoarce la profesia lui, când pacientul poate să meargă, să facă cumpărăturile, să plimbe câinele, să se căsătorească, să aibă copii, chiar dacă în paralel continuă tratamentul medicamentos. Pentru că, dragă Mihai, vreau să subliniez că dragostea există și la schizofrenie. Și am un cuplu de pacienți cu schizofrenie care s-au căsătorit, au o poveste de viață extraordinară, s-au întâlnit într-un spital de psihiatrie, el internat pentru halucinații auditive imperative și un comportament dezorganizat, ea internată pentru o tentativă de suicid. Acum, cei doi s-au căsătorit, nu acum, acum câțiva ani, au și o fetiță și lucrurile merg bine. Ce frumos! Bineînțeles, tratamentul, continuă tratamentul, vin și la vizite la mine, lucrurile felicitări merg mai departe. Pentru eforturi și pentru viziunea pe care o ai. Mulțumesc frumos! Este absolut superb. Mă bucur. Mă bucur să aud că sunt și astfel de cazuri, pentru că e puțin, cum să zic, fenomenul acela Dunning-Kruger. Nefiind în domeniu și probabil și cei care ne ascultă și nu sunt psihiatri, la fel ca în orice alt domeniu, nu știi the insights, nu știi ce se întâmplă. Și de asta am strecurat întrebarea, pentru că am ascultat recent un episod de podcast, tot în cadrul podcastului Grile Rezidențiat, și am auzit foarte multe elemente negative acolo, adică erau subliniate, ok, asta nu merge, asta nu merge, asta nu merge, asta nu merge, și eram curios, ok, e normal, asta e viața, în general nu prea merg lucrurile, și cred că rolul nostru al fiecăruia este să vedem ce anume merge, ce anume e pozitiv, ce anume produce o schimbare și să ne luăm puțin energie sau cum să o numesc, inspirație de acolo. Da, mulțumesc pentru aceste cuvinte. Mi-ai făcut ziua mai frumoasă. Mă bucur. Revenind la rezidențiat, la rezidenți, pentru că cei mai mulți care o să intre în specialitate o să fie rezidenți. Cum e programul de lucru în Craiova, poate și în alte centre, dacă știi, cred că ai menționat că e de la Obla 3, dar cum e cu gărzile, cum e cu sporul, cu salariul, poate sunt întrebări standard, clasice, nu atât de interesante, dar le tot primim în general de la comunitate. E normal să le primiți. E normal că oamenii să știe cât câștigă. În primul rând, e nevoie, sau simt eu nevoia de asumare. E bine, rezidențiatul este un proces de formare și de dezvoltare profesională, dar să nu uităm că rezidenții sunt adulți și au dreptul și trebuie să-i încurajăm să-și formeze familii și, prin urmare, să câștige bani ca să le întrețină. Psihiatria e ofertantă din punctul acesta de vedere. Salariul acum variază undeva între 5.000 și ceva de lei în primul an de rezidențiat și poate să ajungă până la 8.000 de lei în ultimul an, având în vedere sporul de 75% pe care clinica unde lucrez eu îl are. Da, trebuie să precizez că nu se întâmplă același lucru în toate clinicile, poate să fie un spor între 35-75%. În orice caz, sunt bani mulți. Dar aici intervine o altă capcană. Eu când am intrat în rezidențiat aveam 1.400 de lei salariu.
și mi se părea mult pentru că un internist avea 1000 de lei. Și mi se părea mult, 1400. Atunci când au crescut salariile, și bine că au crescut, m-am gândit că o să rămână foarte mulți bani și o să facă economii, investiții și mai departe. Am rămas surprins că tot banii ai încheltuit și tot la finalul lunii așteptăm ziua de 15 pentru a primi următorul salariu. Asta spune mult despre oameni, despre capacitatea de gestionare a finanțelor. Tu știi mai bine domeniul ăsta, eu doar observ din experiența proprie și a colegilor mei. Da, salariul e bun la psihiatrie. În rezidențiat, rezidenții noștri câștigă bine și slavă Domnului că se întâmplă așa. Eu îi încurajez să facă ceva cu bani. Cum? Ce poți să faci cu banii? Păi poți să investești în tine. Poți să faci o formare în psihoterapie. Poți să intri la un doctorat. Poți să faci un master. Și multe alte lucruri, fiecare după gusturile și abilitățile proprii. Gărzile la psihiatrie sunt interesante și imprevizibile. Nu avem acel flux continuu din UPU. Ok. Nu putem să comparăm numărul de prezentări cu cele pe care le are un internist, numărul de consulturi pe care le dă un cardiolog. Știm bine că fiecare intervenție chirurgicală trebuie să fie precedată de un consult cardiologic. Nu putem să ne luăm la întrecere cantitativ. Sunt gărzi liniștite. Unele. Și totul pare liniștit și frumos și apoi îți vine un caz, îți vin două, trei cazuri de pacienți agitați, încătușați, aduși de poliție, de ambulanță, pacienții într-o stare foarte gravă și trebuie să intervii, să gestionezi cazul. Okay. Deci, vine și sporul acesta mare și implicit banii ăștia mai mulți pe care îi primesc rezidenții noștri și noi la rândul nostru, pentru că avem spor de risc. Există și un risc după externare, pacientul să dezvolte, cum numim noi, o anumită fixație pe medicul respectiv sau pe asistentul medical sau pe cineva din personal. Au fost și cazuri de colegi care au fost urmăriți în oraș, care au primit amenințări, telefoane și eu mă număr printre cei care am primit amenințări prin telefon. Dar am spus, trebuie să ne luăm măsuri de precauție, trebuie să ne protejăm, să avem grijă de noi și de familiile noastre, dar dacă ne e frică de treaba asta, mai bine alegem altă specialitate. Ok. Dincolo de amenințările astea, nu știu, a mers cineva mai departe de atât? Adică sunt și cazuri mai extreme? La Craiova n-am auzit de niciun medic să fie agresat. Fizic. Da. Jigniri, înjurături. Am pățit, am trăit cu toții. Noi trebuie să ținem minte tot timpul că avem în față un bolnav psihic. Un bolnav psihic care îl vede pe diavol, care îl aude pe Lucifer, care se crede extraterestru sau are un alt delir bizar și nu trebuie să ne supărăm pe el. Evident. Uneori tinerii noștri uită și se supără. Eu încerc mereu să le aduc aminte că nu trebuie să se supere pe cineva. Trebuie să te protejeze. Nu trebuie să stea să fie lovit. Categoric. Există și măsuri de protecție și chiar stagiile pe care le desfășor cu studenții le povestesc că un salvator bun e un salvator viu. Nu trebuie să mai avem acte de eroism inutil. Ok. Se poate întâmpla, da, să ne lovească un pacient. Încercăm să învățăm și să aplicăm ce am învățat în discuția cu un pacient agitat. Nu să mergem să-l îmbrățișăm când el ne jignește și ne înjură. Nu o să rămânem singuri cu el când el devine violent și așa mai departe. Nu îi întoarcem spatele, nu vorbim cu el la pertu, nu îl înfruntăm, dar nici nu îi dăm întotdeauna dreptate. Există mai multe secrete ale meseriei noastre pe care trebuie să le învățăm și să le aplicăm în practica de zi cu zi și mai ales în psihiatria de urgență pe care o desfășurăm în gărzi. Ok. Da, e o prezentare foarte interesantă cu mici lucruri aruncate acolo care în mintea potrivită pot să trezească curiozitatea celor care chiar au sau vor avea o pasiune pentru psihiatrie. Foarte interesant cum ai povestit. Din ce ai spus până acum, mă duc cu gândul la altă întrebare. Cât de solicitantă e psihiatria? Îți rămâne timp pentru viața personală?
totul depinde de tine, ca individ, ca persoană. Unii colegi se implică mai mult, alții mai puțin. Asta cred că e valoare pentru orice specialitate. Cu siguranță. Dacă dorești să faci și carieră universitară și psihiatrie clinică, dacă dorești în paralel după miezile să le petreci la policlinici private sau făcând voluntariat într-un azil de bătrâni, centre de paliație, și dacă le faci pe toate, e clar că timpul destinat familiei scade. Totul depinde de tine și de felul în care vrei să gestionezi lucrurile. Depinde câți bani vrei să câștigi, iar ne întoarcem la bani. Sunt destul de importanți, chiar evident. Dacă ne ferim de multe ori să spunem chestia asta. Există posibilități de a face profit și din psihiatrie, dar, bineînțeles, există posibilități de cercetare, studii clinice, uh-huh. așa mai departe. Depinde foarte mult de ceea ce dorești tu de la viață. Poți să ai și un program restrâns și restul timpului să le dedici familiei și la fel e la fel de lăudabil și această inițiativă. Ok. Cum sunt îndrumătorii de rezidențiat în Craiova? Tu probabil fiind unul dintre ei sau încă nu? Nu, încă nu sunt coordonator de rezidențiat. Okay. Strategia este în felul următor. Avem câțiva coordonatori de rezidențiat, dar în clinică rezidenții lucrează cu mai mulți medici. Uh-huh. E o idee bună din punctul meu de vedere a coordonatorilor pentru că îi lasă pe rezidenți să învețe de la fiecare medic câte ceva. Okay. De aceea rezidenții în unele stagii se rotesc, merg și pe la alți colegi, apoi se formează anumite echipe și desfășurăm activitatea cumva împreună, încercăm să consolidăm ideea de echipă. Pentru că și în psihiatrie, deși pare o meserie bazată foarte mult pe individualism, ei bine, nu e așa. Echipa terapeutică este foarte importantă, echipa terapeutică în psihiatrie, vreau să punctez aici, trebuie să cuprindă, nu să cuprindă pe lângă medicul psihiatru, un psiholog, un sociolog, un asistent social, asistenții medicali, infirmieri și așa mai departe, pentru că este o muncă de echipă. Ok. Mai departe, am câteva întrebări țintite de la comunitate. Aș sugera răspunsuri scurte. Dacă vrei să intri în detaliu, ești invitatul meu. De fapt, o întrebare necesită un răspuns mai amplu. O întrebare clasică. Este periculos pentru o fată, așa cum se spune? Există un grad mai ridicat de periculozitate din punctul meu de vedere pentru colegele noastre. Dar și aici depinde foarte mult de felul în care colega respectivă gestionează lucrurile. Este important și o să repet ce am spus. Să nu uităm că avem în față un bolnav psihic predispus interpretării și interpretării delirante. Deci okay. Un gest de politețe, un zâmbet poate fi interpretat ca mai mult decât atât. Și poate să întărească ceea ce numim noi delirul erotomanic, să-l considere un avans. Și de aici, din păcate, lucrurile pot degenera, s-au mai întâmplat cazuri. Dar avem și foarte multe colege, numeric, ele sunt majoritare, doamnele din spitalul nostru. Și avem foarte multe doamne doctor psihiatru foarte bine pregătite, cu performanțe remarcabile, apreciate de pacienți și de noi toți. Deci nu cred că este o problemă pentru o doamnă să aleagă psihiatrie. Nici pomenul. Ok, am înțeles. Mai departe, tot ai menționat de cazuri. Întrebare simplă. Cel mai șocant caz? Mihai, cel mai șocant caz este un caz pe care nu o să-l ui niciodată. Trebuie să mărturisesc că am o preocupare mai mare pentru fenomenul suicidar. Așa numita suicidologie. E un termen mai, traducere mai forțată așa din engleză.
Atunci când ești preocupat de suicid și de lupta împotriva suicidului, automat ai și mai multe eșecuri. Iar eșecul în suicid este echivalent cu moartea. Suicidul finalizat este ireversibil, iar regretele sunt multe, dar tardive. Și cel mai cutremurător caz care mi s-a întâmplat este când am primit într-o noapte, pe la 3 dimineața, pe WhatsApp, un mesaj care suna așa: ups, cred că fac o prostie, și respectiva tânără s-a sinucis. Evident că, după un asemenea caz, rămâi puțin pe gânduri. E firesc să spară rău, e firesc să te auto-învinovățești, să te gândești că poate ai greșit cu ceva. Dacă n-ai face asta, înseamnă că nu ți-ar păsa deloc de persoana respectivă. Evident. Un robot, o inteligență artificială, bipedă și așa mai departe. Suntem oameni, vibrăm, avem suferințele noastre. Evident că am luat ceva acasă cu mine din drama acestei fete, mai ales că a urmat o întâlnire cu părinții în cabinetul unde desfășuram consilierea noastră și consultațiile de zi cu zi, și a fost greu să trec peste. Ok. Da, asta a fost clar cel mai... Și în general, suicidul reprezintă pentru mine cel mai trist moment al psihiatriei și cea mai mare dovadă că suntem... că nu suntem perfecți. Și nu suntem suficienți sau suficient de buni pentru a preveni tot timpul suicidul pacienților noștri, și e nevoie de mai mare colaborare între mai multe instituții, între noi ca psihiatri, între noi ca medici, implicarea bisericii, altor comunități de cult. Din fericire avem și astfel de parteneriate, dar știți cum e, fiecare, viața fiecărui om este importantă, fiecare viață e importantă. Degeaba am salvat 999 de vieți dacă am pierdut una. Da, apasă foarte greu pe umerii tăi orice, cum ai zis și tu, e un act ireversibil și probabil că îl iei cu tine acasă, de fapt nu probabil, cu siguranță. Și asta mă duce cu gândul la următoarea întrebare. Stând atât de mult într-un mediu cu oameni traumatizați, zice cel sau cea care a pus întrebarea, este greu să-ți păstrezi tu echilibrul? Te afectează pe termen lung? Și mi-am notat aici că întrebarea asta a apărut de 11 ori, într-o formă sau alta, într-un set de aproximativ 35 de întrebări primite. Deci este o mare curiozitate a celor care vizează psihiatria. E o întrebare foarte bună. Nu mă surprinde numărul mare a celor care au adresat-o. Psihiatria te poate afecta. Da, așa cum spunea mentorul meu, profesorul Driștoiu, în traumă, zicea domnul profesor, mai important decât intensitatea stimulului reprezintă calitatea receptorilor. E okay. Foarte important ce facem noi cu receptorii noștri. Stimulii sunt imprevizibili. Trăim într-un context geopolitic instabil, am trecut printr-o pandemie, nu puteam să prevenim lucrurile astea. Se întâmplă. Bunicii, străbunicii noștri au trecut prin război, secetă, schimbări de regim, violențe, discriminări și multe alte nenorociri. Cu toate astea, unii au făcut față mai bine, alții mai puțin. Și aici e foarte important să punctez un lucru. Pentru când mă adresez viitorilor, în special viitorilor medici, psihiatri sau nu. Stimați colegi, nu veniți la psihiatrie dacă sau cu gândul de a repara probleme personale. Nu vă face psihiatrii în ideea că ne vom trata propria noastră suferință. E o abordare poate frontală și tranșantă din partea mea, dar este un mesaj pe care îl adresez tot timpul studenților. Este un risc de decompensare a afecțiunilor de care... a afecțiunilor noastre. Niciun caz okay. Nu o să fie un remediu să ne facem noi psihiatri ca să ne tratăm problemele noastre. Mai mult decât atât, mediul acela, care fără dar și poate să este unul tensionat la clinica de psihiatrie,
unul țipă, altul plânge, altul râde, altul se dezbracă, altul bate în ușă, etc. Este altfel perceput de un individ stabil din punct de vedere psihic, cu micile variații fiziologice ale fiecăruia dintre noi. Cu totul ăsta este perceput de un pacient cu o tulbură psihotică, de un medic care suferă de o depresie majoră, de o anxietate generalizată, de fobii sau de alte probleme. De aceea ar fi bine să evite specializarea psihiatrie pentru binele propriu. Ai timp și dorința pentru o abordare holistică a pacientului? Se poate colabora în acest fel cu ei? Cu unii da, cu alții nu. Sunt pacienți cu care se poate colabora foarte bine. Da. Și acest lucru, cooperarea bună sau mai puțin bună, reprezintă un criteriu sau poate o trăsătură a unor afecțiuni psihiatrice. Sunt pacienți care au conștiința bolii, acel insight prezent, care vin la noi și ne cer ajutorul. De exemplu, pacienții cu tulburări depresive, tulburări anxioase, care vin și spun, domnule doctor, ajutați-mă. În cazul schizofreniei, în cazul altor tulburări psihotice, prin definiție, pacientul nu are conștiința bolii, consideră că acele voci pe care le aude, pe care noi ne numim halucinații, sunt veridice, consideră că acele idei care invadează, inundă câmpul gândirii, sunt veridice, de exemplu gândul că forțe xenopate din exterior îi ascultă gândurile, îi fură ideile, îi fură organele, implantează un chip prin care înregistrează mișcările inimii și așa mai departe. Tocmai de asta este o idee delirantă, că este impenetrabil la contraargumente și că pacientul are convingerea că ele așa sunt. Și atunci e mai greu să stabilim o abordare holistică la momentul respectiv și de aceea e nevoie de medicamente. Mulți colegi, cel puțin când eram în facultate sau în primii ani de rezidențiat, îmi spuneau că vor să facă psihiatrie fără medicamente, bazându-se pe lecturile lui Freud, Jung și așa mai departe. În cazul tulburării psihotice, unde se știe că este o hiperdopaminergie, este o creștere de dopamină excesiv, da? E nevoie de o intervenție medicamentoasă ca să blocăm dopamina aceea. Fără medicamente nu putem să-l scutim pe pacient de halucinații, de idei delirante și de comportamentele generate de ele, pentru că de multe ori halucinațiile sunt imperative, îl pun pe bolnav să lovească, să ucidă sau să se sinucidă, să comită tot felul de abuzuri împotriva unor nevinovați și de aceea este nevoie de medicamente și medicamentele nu sunt chiar așa rele cum se promovează, din păcate, pe unele site-uri media. Se folosesc aspecte de psihologie sau e doar o abordare psihiatrică? Se folosesc aspecte de psihologie, în special prin colaborarea pe care o avem cu psihologul clinician. Majoritatea pacienților mei trec și prin cabinetul domnului psiholog al Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova. În plus, abordarea psihiatrică este una biopsihosocială. Pe partea biologică, prescrie medicamente, după cum am spus, exemplul hiperdopaminergiei la nivel cerebral. Nu numai, sunt depresii care necesită tratament cu inhibitorul selectiv receptorii serotoninei, cu antidepresive duale și așa mai departe, cu benzodiazepine, timostabilizatoare, antipsihotice și așa mai departe. Asta e partea biologică. Trebuie să ne ocupăm și de partea psihologică până să trimitem pacientul la psiholog, trebuie să facem și noi o consiliere. Nu e suficient să prescriem o rețetă și să-i spunem ia medicamentele acestea cu un par de apă și ne vedem joi și nu mă interesează ce e pe acasă. Nu. Medicamentele ameliorează statusul neurobiologic, dar e nevoie și de o consiliere și e nevoie timp, e nevoie să vorbești mult cu pacient. Iar cea a treia parte, integrarea socială. Degeaba omul este bine din punct de vedere biologic și psihologic dacă el nu este integrat social. Okay. Trebuie să ne preocupe și ce facem cu bolnavul după ce acesta pleacă din clinica de psihiatrie. Este un specific al psihiatriei
față de alte ramuri medicale, unde colegii mei spun, bă, nu mă mai interesa ce a făcut ele. Păi nu mă interesează unde se întoarce, are unde să stea, are ce mânca, are unde să lucreze, poate să lucreze, e un mediu stresant acasă, se ceartă în fiecare zi, e un mediu nociv. Toate lucrurile astea sunt importante în meseria noastră și dacă nu ai răbdare și timp pentru ele, mai bine alege altceva. Am înțeles, mulțumesc. Ultima întrebare din seria asta. Ce fel de ancore, în ghilimele, ai pentru a rezista? Bine, acum o să răspund cu o mică introducere pe care ar fi trebuit să fac de la început. Toate răspunsurile sunt, reprezintă punctul meu de vedere. Doar opinia mea, nu sunt, nu reprezint nimic altceva decât propria, vocea propriei mele rațiuni, sau proprie rațiuni. Proprie rațiuni. Ancorele mele sunt reprezentate de familie, de credință și de micile plăceri ale vieții, cum ar fi sportul și călătoriile. Cred că un psihiatru trebuie să aibă propriile sale ancore specifice personalității sale și hobby-urilor lui. Da, ceea ce mă privește, familia și credința sunt două ancore puternice care mă ajută să mă restabilesc, să-mi repun pe hartă reperele vieții. Mergem mai departe spre câteva informații specifice. Sunt întrebări despre specialitate. Prima întrebare, cât de dificilă e materia în sine? Uite, Mihai, mi-a ridicat o minge la file o altă mare pasiune a mea, tenisul de câmp. Deși nu sunt un jucător foarte bun, îmi place foarte mult să practic și aici mi-a ridicat o minge la file. Și vreau să spun că acum ceva timp am început stagiul de psihiatrie cu anul 6, colegii, studenții anului 6, întrebându-i cine vrea să facă psihiatrie. Au răspuns timiți câțiva, deși sunt convins că mai mulți vreau asta, dovadă că la rezidențiat s-a luat destul de sus psihiatria. Mi-au răspuns, au ridicat 3 studente mâna și le-am întrebat de ce. E primul vostru stagiu de psihiatrie. De unde știți că vreți să faceți psihiatrie? Nu începuserăm, cred că, nici cursurile, în orice caz, eram la început cu toate. Din cele 3, una singură a avut curajul să-mi răspundă. Și asta ar fi o discuție interesantă, de ce studenții noștri nu vorbesc cu asistenții de grupă și cu cadre didactice. Era o discuție liberă, nu primeau note, bile albe, bile negre, nu se întâmpla nimic, nu știam cum le cheamă, era primul stagiu, vreau doar să vorbesc cu ei. Eram și curios. Și am primit un răspuns. Vreau psihiatrie pentru că este o materie sau este o disciplină ușoară, bănoasă și nu se fac grâzi. Problema e că a doua zi eu eram de gardă și le-am spus că sunt spitale de psihiatrie în țară unde nu se fac grâzi. Dar se poate și mai rău. Sunt spitale în țară unde psihiatru face gardă de medicale, adică trebuie să trateze deopotrivă și urgențele cardiologice, pneumologice, metabolice, neurologice, etc. Asta nu e un refugiu, iau psihiatrie pentru că nu se fac gărzi. Sunt specialități unde sigur nu se fac gărzi. Dacă vrei ceva fără gărzi, poți să alegi o altă ramură. Latura bănoasă am lămurit-o. Se câștigă bine în timpul rezidențiatului. Dar după rezidențiat sunt alte specialități mult mai profitabile dacă ne uităm strict la partea economică. Rămâne partea că alegem psihiatria pentru că este ușoară. Aici depinde foarte mult și de inteligența fiecăruia dintre noi. Dar mie mi s-a părut foarte grea și mi se pare o specialitate foarte grea. Mi se pare o specialitate complexă, unde nu prea pot să o tratez cu superficialitate. Deci, ca să răspund o întrebare, psihiatria este o materie foarte grea. Exact cum așteptam. Mi-aduc aminte că a fost o materie dificilă. Cum e procesul de lucru? Cum e viața de zi cu zi ca psihiatru? Devine monoton? Dacă da, cum gestionezi asta? Nu mi se pare... Nu cred că am întâlnit vreodată monotonia în anii aceștia de practică. Am întâlnit frustrare,
am întâlnit neputință, am întâlnit tristețe, dar monotonie niciodată. Super. Super. Care sunt cărțile must have, obligatorii în psihiatrie? Avem, bineînțeles, o serie de cărți recunoscute, de valoare incontestabilă. Dar eu aș recomanda studenților care vor să facă psihiatrie să nu se apuce să le citească înainte. Cărțile acelea trebuie citite sub îndrumarea unui specialist și la momentul potrivit. Nu aș vrea ca ei să înțeleagă greșit din acele cărți anumite concepte foarte grele pe care nu le pot înțelege deocamdată și apoi să se răzgândească, să fugă de psihiatrie sau din contră să aleagă psihiatria mergând pe niște premise greșite. Trebuie să vină la psihiatrie, să vadă bolnavii prima dată, fără să citească nimic, să-și formeze propriile impresii nevinovate, curate, pure, ale tânărului absolvent de medicină care vrea să ajute omul să fie bine. Și apoi, e timp să învățăm și despre semiologie psihiatrică, despre psihopatologie, despre tratamente și așa mai departe. Asta e sfatul meu. Ok. Eu n-am făcut așa. Sună foarte bine. Am citit înainte, da. Nu puteam, eram disperat să fac psihiatrie. Am dat alunță să era singura mea opțiune și mă gândeam, ce fac dacă nu prind psihiatrie? Se putea întâmpla. Am apucat de foarte devreme să învăț pentru rezidențiat, tocmai că nu știm ce fac dacă nu prind psihiatrie. N-a fost bine să înveți cu mult timp înainte, pentru că am ajuns la nivel de surmenaj. Da. Nu mă puteam concentra, îmi venea să vomit, nu puteam să mă odihnesc și luam din ce în ce mai, note din ce în ce mai mici la teste, cu cât mă apropiam de examenul final, astfel încât dacă s-ar fi prelungit și mai mult examenul, aș fi luat o notă și mai mică. Așa am luat 840, am fost locul 62 atunci din 400 de candidați și am putut să aleg liniștit în psihiatrie, dar nu știu ce aș fi la momentul respectiv se dădea pe centre, nu da. Național? Okay. Se dădea pe centre. Ok. Ce atestate, ce competențe supra-specializări nu avem, dar înțelegi ideea. Da, se vorbește de competența în adicții de care v-am povestit, pe care încă se pregătește. O să înceapă cât de curând. Din știința mea se va putea urma și la Craiova. Okay. Ar fi utilă, având în vedere problema adicțiilor în patologia psihiatrică. Eu am vrut să fac o formare în psihoterapie pe care am încheiat-o în 2018, pe care am făcut-o la București. Am ales psihoterapia centrată pe persoană și am ales-o din greșeală, în sensul că n-am știut despre ce e vorba, m-am dus acolo și s-a întâmplat să-mi placă foarte mult. Super. Am încercat să și practic psihoterapie într-o perioadă. Am renunțat, nu mai practic. E prea mult pentru mine. Și când e prea mult, e bine să mai pui și stop, lași pe alții să facă. Dar cunoștințele pe care le-am dobândit acolo și experiențele pe care le-am trăit nu mi le poate lua nimeni. Sunt minunate și recomand tuturor psihiatrilor să facă o formare din psihoterapie. Sunt sute de formări la dispoziție, cognitiv-comportamentală, psihanaliză, integrativ, etc. Le recomand tuturor să facă o formare de psihoterapie ca să se pună puțin și în, cum spun ardelenii, în papucii psihologului. E corect. Bine să ai o cultură generală și psihoterapeutică. Ok. Mergem în direcția carierei de după rezidențiat. Vorbim din nou de o întrebare care se tot repetă. În general apare la fiecare specialitate, la unele apare de foarte multe ori. Bineînțeles că a apărut și la psihiatrie. Ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului? Că vorbim de privat, că vorbim de stat, poți dau mingea la fileu. Da, mulțumesc. Psihiatria are un deficit de personal la nivel național. Nu mai știu dacă e chiar deficitar în definiția termenului. Se caută psihiatri în țară, asta vreau să zic.
Bineînțeles că toți vrem să lucrăm în centre universitare sau în orașe mari, în ideea de a ne întemeia o familie, de a avea facilități, oportunități pentru familie și pentru copii. Mai puțin ne dorim să lucrăm în zone izolate ale țării sau zone defavorizate, cu toate că și oamenii aceia merită aceleași tratamente și aceeași calitate a serviciilor psihiatrice ca locuitorii marilor orașe. Dar ar fi două lucruri importante, unul la mână, pentru cei care vor să plece în străinătate. Psihiatria se caută pe scară largă, în Germania și nu numai. Din punctul meu de vedere, e foarte greu să practici psihiatria într-o limbă alta decât cea maternă. Dar am multe cazuri de colegi care practică psihiatria în Germania, care nu știau prea bine limba germană și care au învățat-o și apoi s-au făcut psihiatrii și care au rezultate foarte bune. Deci, pentru colegii care vor să plece în străinătate, e o variantă bună să facă psihiatrie. Dar eu nu sunt un promotor al plecării medicilor. Din contră, m-am poziționat întotdeauna și am declarat public că eu vreau să păstrăm medici în țară. Și vreau să facem, dacă se poate, o să influențez clasa politică și nu numai, factorul de decizie ca să ne păstrăm valorile și inclusiv medicii, pentru că în domeniul să lucrez și eu, în România. Iar în România se caută psihiatrie, se pot angaja la stat, v-am spus, în orașe și în zone mai defavorizate. Iar în privat, lucrurile merg bine, să știți. Am colegi care lucrează doar în privat, în regim, în contract cu casa de asigurări, bineînțeles, se pot câștiga sume frumoase, dar în niciun caz sumele vehiculate la alte specialități medicale. În ceea ce privește regimul de privat cu plata directă, lucrurile nu stau chiar așa bine. Oamenii sunt dispuși să dea oricât de mult bani pentru o disfuncție sexuală, pentru o tulburare cardiovasculară. Ei nu se uită la trimitere și la card și plătesc consultația, primesc bonul și sunt foarte mândri și spun, eu am probleme cu inima. De laudă, cumva. Neapărat de laudă, e o chestie acceptată social. Foarte puțin o să zică, să se laude, eu sunt schizofrenic, eu sunt bipolar sau am o mamă care are demență sau băiatul meu este cu schizofrenie, fata mea suferă de... tulbura delirantă. Boala psihică încă stigmatizează. Ne face sau îi face bolnavii să se retragă, să se ascundă. Nu sunt dispuși în niciun caz să achite sau să înțeleagă importanța psihoterapiei, a psihiatriei și a sănătății mentale în general. E nevoie să spun și lucrul ăsta ca să știe viitorii studenți. Ai punctat extraordinar, pentru că e un aspect pe care eu personal îl bănuiam, mi l-ai confirmat. Deci funcționează foarte mult când lucrezi cu casa, nu funcționează neapărat atunci când trebuie să vină pacientul să-ți plătească consultația în mod direct, fără să ai tu contract cu casa. Păi da, Mihai, uite, mi-a zis cineva o dată, domnul doctor, am plătit suficienți bani la cardiologie, la dermatologie și la urologie. Nu mai plătesc și la psihiatrie. Adică asta e cumva la și altele, dar nu e la și altele din punctul meu de vedere, pentru că sănătatea psihică este foarte importantă. Nu spun eu că sunt, vezi, doamne, marele psihiatru, nici vorba de asta, dar dacă nu e cap, e vai de picioare, spune o vorbă și e adevărat. Dacă nu reușim să ne gestionăm afecțiunile psihiatrice, nu o să fim bine, nici din punct de vedere oncologic, gastroenterologic, reumatologic și altele. Sunt dovezi care arată clar implicațiile psihicului și nivelul de stres care poate să influențeze evoluția și prognosticul unei afecțiuni sau alte. Da, ai mare dreptate. Stăteam și mă gândeam la mine în viața de proaspăt tată și stresul pe care l-am avut în ultima perioadă și mi-am confirmat în monologul meu interior, ca să-l numesc așa, că trebuie să reduc stresul. Și trebuie să am mare grijă la sănătatea mea mentală, pentru că am ajuns aproape, nu e prima dată când ajung aproape de burnout,
am stat și am citit etapele să văd pe unde mă aflu. În ultimii ani am fost foarte aproape și mi s-a confirmat de fiecare dată când mă apropiam de prăpastie, ok, trebuie să fac ceva pentru că nu e în regulă pe termen lung. Nu știu, probabil că sunt tot felul de implicații, adică pot să... Se ramifică. În momentul în care stai în burnout o perioadă mai mare de timp, probabil tu poți să-mi confirmi, apar și alte probleme. Și vreau doar să confirm faptul că știu ce spui. Adică inclusiv pe mine mă interesează să fiu capabil să performez viața de zi cu zi, să-mi duc planurile la final, să-mi ating obiectivele și... fără să ai o minte sănătoasă și odihnită, aș spune, nu prea poți să ai o viață de calitate. Și nu vorbesc aici de o viață bogată în posesiuni materiale, nu despre asta e vorba. Pur și simplu o viață de calitate în care să fii tu ok cu tine din toate punctele de vedere și începe cu mintea. Doar am vrut să confirm chestia asta, că am trăit-o pe pielea mea recent și am ajuns la concluzia asta a treia oară, probabil. Merg mai departe cu o serie de întrebări mai abstracte. O întrebare deja ți-am pus-o la începutul interviului. Care este satisfacția cea mai mare în psihiatrie? Poate poți să dai un răspuns mai scurt sau să trecem din nou prin el, în ideea în care să păstrăm secțiunea asta cu informațiile mai abstracte. Păi, am dat un exemplu, căsătoria pacienților mei cu schizofrenie. A fost o bucurie foarte mare. Și mai ales când am născut un copilaș, aș fi vrut să-mi spună mai repede, pentru că se aflau sub tratament antipsihotic și timostabilizator, okay, care avea un potențial teratogen. A trebuit să mă consult cu un medic ginecolog atunci, care n-a fost foarte încântat să audă de ce tratament primea. Nici n-au vrut să audă de avort, nici eu. Și până la urmă, Dumnezeu a hotărât ca acest copil să fie sănătos. Și ei să fie fericiți și eu automat sunt foarte bucuros. Mai am și alte exemple, dar vreau să păstrez locul 1 pentru această frumoasă familie. Mă bucur. Ce fel de personalitate crezi că se potrivește în psihiatrie? Nu cred că există o anumită personalitate a psihiatrului. Suntem diferiți. Eu nu sunt un psihiatru, poate să dea seama, care nu sunt genul de poker face, nu sunt genul de om care nu se lasă atins de nimic. Am colegi care sunt și din categoria asta, am colegi și de alte categorii. Suntem diferiți. Nu suntem toți buni, nu suntem nici toți răi. Pentru o categorie de pacienți, poate eu sunt potrivit și vreau să cred asta, pentru alții, cu siguranță, nu sunt eu și colega mea sau colegul meu. E important și asta vorbesc cu pacienții mei adeseori. Este importantă o compatibilitate între medicul psihiatru și pacient. Și aici nu vorbim de psihiatria de urgență, unde fiecare medic trebuie să gestioneze o urgență psihiatrică. Fiecare medic psihiatru. Aici vorbim de practica de zi cu zi, de psihiatria clinică. Trebuie să există o empatie și o compatibilitate. O să repet acest termen de compatibilitate. Acum câțiva ani când m-am operat, am suferit o tiroidectomie, nu am avut nicio compatibilitate cu medicul chirurg și operația a decurs foarte bine. Și m-am gândit eu așa, eram la vremea rezident, și zic, ce mai important, să-mi placă de băiatul ăsta sau să fie el expert în plagă într-o zonă delicată? Cea a doua variantă de răspuns era corectă. Dar la psihiatrie nu e așa. Dacă nu-ți place de omul ăla, dacă nu ai un pic de încredere în psihiatrul tău, nu poți obține performanță pentru că nu te poți deschide suficient. Și dacă nu te deschizi suficient, nu poți primi tratamentul adecvat, holistic, cum ai spus tu. Poți okay. primești medicația, ok, dar nu e suficient. Trebuie și ceva în plus. Ok. Urma să întreb pentru cine crezi că nu este potrivită această specialitate și cred că ai răspuns și la întrebarea asta. O să repet. Pentru
n-aș putea să fie atât de tranșant, să spun clar nu pentru ei, dar e de preferat ca cei care suferă de afecțiuni psihice să evite psihiatria, în special pentru binele lor. Din păcate am avut și cazuri de decompensări ale colegilor noștri și ar fi mai bine să se orienteze spre alte domenii de activitate. Mai sunt și alte categorii de pacienți, de medici, pentru care nu cred că e potrivită psihiatria, celor cărora nu le place să citească. Cei care se gândesc și vor rezultate concrete, rapide, acum, exact, A plus B egal C, explicăm clar cum apare halucinația, acum, scurt. Na. Cum se explică asta? Nu cred că e bine să vii la psihiatrie dacă ai gândirea asta. Okay. Sunt alte ramuri foarte ok pentru asta. Și mai e o categorie de indivizi cei cărora nu le-a plăcut medicina. Și o să râzi, dar când nu eram așa bătrân sau, mă rog, așa de experimentat, sau cum vrei tu să o numești, când mai umblam și eram tânăr student și mai mergeam și eu pe la terase și pe la locuri de socializare, dar vreau să fac psihiatrie, îmi spuneau diversi indivizi din facultate, domnule, vreau să mă fac psihiatru pentru că mie nu mi-a plăcut medicina și eu n-am învățat mai deloc în facultate. Ții minte răspunsul ăsta lor și abordarea asta. Și acum mă gândesc cât de mult greșeau acei oameni. Să ne înțelegem, stimați studenți, Mihai face acest podcast în special pentru voi. Psihiatria cuprinde o mare parte din medicină. Dacă nu v-a plăcut medicina, psihiatria nu este un refugiu ca să fugim de ce n-am învățat în facultate. Putem să recuperăm, niciodată nu e târziu. Niciodată nu e târziu, putem să reluăm cursurile de semiologie medicală, fiziologie, biochimie, ce vreți dumneavoastră. Dar nu e normal ca un psihiatru să nu fie în stare să citească un EKG sau să nu știe anumite lucruri elementare din medicina somatică. Evident, nu o să mai examinăm rinichii prin metoda Guyon, Glenar și Israel. O să alegem o chestiune mai simplă sau, dacă vrem o chestie de migală, o să trimitem la internist sau la nefrolog. Dar trebuie să știm și noi cum se examinează splina, cum se măsoară pulsul și lucruri de bază care, din păcate, lipsesc unora dintre rezidenții noștri din primul an. Ok. Următoarea întrebare și ne apropiem de final. Ce anume este adesea trecut cu vederea și ai vrea ca ceilalți colegi medici să-l cunoască despre psihiatrie? Poate cel mai dureros lucru pe care îl întâlnesc în general în psihiatria de urgență din gărzi. Mulți medici uită că pacientul respectiv este un om. Spune doar, am un bolnav psihic, ți-l trimit la tine. Cuvintele sunt mult mai dure, dar n-aș vrea să le folosesc în acest podcast. Ok. Pentru că nu le permit studenților mei și învăț încă din anul 6 să nu folosească cuvinte jignitoare, peorative, stigmatizante, prin care se descriau în trecut afecțiune psihiatrice. Dar colegii noștri încă le mai folosesc în alte domenii și de la alte spitale. Nu e normal să-mi trimiți un pacient care are melenă și care are și schizofrenie. Sau un pacient care are pneumotorax și care are și schizofrenie. Schizofrenie va avea toată viața, stimați colegi. Asta vreau să nu uitați. Pacientul cu schizofrenie nu e tot timpul o urgență psihiatrică. Devine o urgență psihiatrică în cazul unei decompensări psihotice, în cazul unui episod psihotic acut cu halucinație, agitație psihomotorie, delir, etc. Dar schizofrenie va avea toată viața așa cum va avea diabet zaharat, poliateromatoidă și alte afecțiuni cronice. Asta vrea să înțelegem, că înainte de a fi bolnav psihic, este un om care necesită dragostea noastră și îngrijirea holistică de care spuneai, făcută cu profesionalism și desăvârșire. Da, foarte important. Punem întrebarea asta în general la fiecare interviu și e foarte interesant cum răspunde fiecare medic.
am acum o idee, cred că e genul de nu știu, materie foarte mult spus, un opțional care ar trebui introdus în medicină, în facultate. Impresiile de la diversi medici și le-aș putea numi bias-uri. Pentru că nu e normal, adică pot să dau și eu un răspuns la întrebarea asta. Cred că eram la urologie, în stagiu, în anul 4 și, bine, era doar unul dintre stagiile de chirurgie. Dar atunci am auzit prima dată doar ce începea chirurgia, făcusem semiologie în anul 3 și am văzut impresia și, cum să zic, peisajul pe care îl pictau chirurgii despre specialitățile non-chirurgicale. Se credeau superiori, restul doar se joacă, noi facem treabă și așa mai departe. Și așa cum ai zis și tu despre psihiatrie, că sunt alți colegi care stigmatizează sau care se referă în anumite moduri la pacienții psihiatrici, asta așa ca o paranteză mare, cred că e genul de lucru care ar trebui introdus undeva în curiculă, pentru că la urma urmei e un sistem medical, se numește, și trebuie ca toate rotițele astea din sistem să funcționeze bine, ca tot sistemul să meargă bine. Altfel, dacă toată lumea are bias-uri și impresii despre ceilalți și se cred mai importanți sau consideră că rolul altor medici nu e la fel de important, atunci sistemul nu are cum să meargă bine. Asta e opinia mea. Aș vrea să punctez și eu aici un lucru. E bine să ne păstrăm simțul umorului. E o virtute a oamenilor inteligenți, așa se spune. Așa cum chirurgii spun de interniști că știu totul, dar nu fac nimic. Iar interniștii spun despre chirurgi că ei cred că fac totul, deși nu știu nimic. Despre psihiatrii știi cum se spune? Nu. Am auzit o singură dată descrierea asta și am îmbrățișat-o cu umor, așa cum cred că trebuie să o facem. Spune că un psihiatru nu știe nimic și nu face nimic, dar are o părere certă despre tot ce se întâmplă în univers. Așa zic ceilalți despre noi. Okay. Evident că nu-s de acord, dar, așa cum am spus, umorul este o virtute a oamenilor inteligenți și noi, intelectualii, trebuie să să pretindem că suntem inteligenți și că avem și simțul umorului. Am dat câteva exemple izolate de colegi cu care nu m-am înțeles în gărzi, dar, în general, există colaborare. Și există speranță. Există speranță în ceea ce privește colaborarea cu alte discipline medicale, cu poliția, cu autoritățile, de multe ori ne lovim de ei și trebuie să colaborăm cu ei. Spiritualitatea și biserica. Am avut, uite, încă o reușită, dacă îmi permiți, o să mai vorbesc un minut. Sigur. Despre o altă mare bucurie a mea. E vorba de un pacient tot așa cu tentativă suicidară. Am ținut o prezentare și la Câmpul Moldovenesc recent la o conferință de psihiatrie comunitară și socială. E vorba de un pacient care locuia într-un adăpost silvic, într-o pădure din apropierea Craiovei, din mila unui pădurar. Nu mai avea locuință, dar din păcate și adăpostul silvic pus la dispoziție de pădurar nu avea lumină, căldură, era plin de rozătoare, de șerpi. Era un mediu total neprielnic. Iar pacientul nostru a decis să se sinucidă. Din fericire, a fost salvat, a ajuns la spital, evoluția a fost foarte bună din punct de vedere somatic, a fost transferat la psihiatrie, l-am preluat eu. Ne-am înțeles foarte bine, a răspuns foarte bine la tratament. Problema era ce fac cu el după ce pleacă din spital. Unde îl trimit? Tot acolo? Atunci, când nu știi ce să mai faci ca psihiatru, te rogi. Zici, Doamne, până aici pot eu. Mai încolo, dă-mi o soluție. Și am vorbit cu duhovnicul meu, cu preotul duhovnic și din vorbă în vorbă am explicat câteva lucruri și mi-a zis, Doamne, uite, lasă-mă să încerc și eu. A vorbit la rândul lui, cu superiorul lui, nu știu, ierarhia clerului, care la rândul lui a vorbit cu reprezentantul comunității mozaice din Craiova, nici nu știam că există în Craiova o comunitate mozaică, iar pe intervenția distinsului profesor Corneliu Sabetai, profesor
de chirurgie pediatrică la UMF Craiova, i-au găsit bolnavului nostru un loc la cimitirul evresc. Nu știam nici că există cimitir evresc în Craiova, dar i-au găsit un loc de portar. Și efectiv am reușit să-l integrăm social pe o perioadă de timp prin intervenția a reprezentanților două comunități spirituale, două locașuri cult. E important să ne extindem relațiile și colaborările ca medii psihiatrii și cu alte instituții medicale și non-medicale, pentru că nu știi de unde s-ar iepă, nu știi ce poți face pentru un bolnav și e păcat să nu faci tot ce stă în putință. Super, absolut, wow. Chiar am vrut să subliniez, mi se pare fascinant tot ce faci și ai o satisfacție foarte mare în ceea ce faci, se vede, și te felicit pentru faptul că vezi partea plină a paharului, pentru faptul că ai speranță. Spuneam că am mai discut cu colegi sau e pur și simplu suficient să te uiți în societate, la știri, mass media și să vezi că toată lumea are o viziune, toată lumea. Evit să folosesc cuvinte din astea foarte absolute. Marea majoritate a oamenilor au o viziune foarte dark, aș zice, în ultima perioadă și mă bucur foarte mult să văd că vii cu o rază de lumină, aș putea să o numesc. E foarte important. Chiar citeam pe un subreddit, pe platforma Reddit, cred că Medical School Romania. Urmăream ce se mai întâmplă zilele trecute și am văzut că erau mai multe discuții legate de rezidențiat. Erau mai mulți medici rezidenți care se plângeau de salariile mici. Noi am discutat de psihiatrie. Evident, salariile sunt mai mari acolo unde permite spitalul și plătește sporul respectiv. Pot să înțeleg că într-un oraș mare, dacă nu ai spor și ești pe specialitate, pornește la un 3.000 și ceva de lei. Este foarte puțin. Rezonez cu ceea ce au spus ei acolo. Înțeleg că în multe locuri nici măcar îndrumătorii poate nu-și dau interesul, poate nu învață atât de mult, dar în același timp cred că ar trebui găsit un echilibru și ar trebui să ne antrenăm mai mult abilitate, nu știu dacă e o abilitate, trăsătura asta de a căuta speranța mai mult, de a vedea partea plină a paharului, pentru că, repet, viața e dificilă în cea mai mare parte a dimensiunii ei, să spun așa, și singura metodă prin care putem să fim împliniți ca oameni, să găsim o satisfacție, este să găsim părțile bune, să le căutăm, e un efort. Și mă bucur să văd că la tine aproape că nu există efort și vine foarte natural. Mihai, să știi că îți mulțumesc frumos pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-ai adresat. Trebuie să-ți mărturisesc că mă simt bine la spital și mă simt bine cu pacienții mei. Nu e tot timpul roz, apar și, am spus, apar frustrările pentru că vrei să faci mai mult și de multe ori nu poți să faci mai mult. Și nu găsești vinovatul ăsta, acea rotiță care scârțe, nu o găsești. Dar psihiatria este spectaculoasă. Este cea mai frumoasă ramură medicală din punctul meu de vedere și trebuie făcută cu dragoste. Într-adevăr, banii o să vină și le garantez tuturor celor care ne ascultă că din medicină se trăiește bine în România. Cu salariile actuale este bine. Tot timpul e de mai bine, tot timpul e de mai mulți bani, de mai multe posibilități, de condiții mai bune de muncă, dar totuși se trăiește bine față de ce a fost în trecut. Și de aici putem pleca. Ok, că tot vorbești despre viitor și folosești verbele la viitor. Suntem pe final și vreau să te întreb, privind spre viitor, care sunt planurile tale în lumea psihiatriei? Da, îndrăzneață perspectivă. Planurile mele. Mi-aș dori în continuare să îmi derulez activitatea deopotrivă pe partea didactică
iubesc să fiu cu studenții, iubesc să le împărtășesc puțin și din experiența mea la stagiu și la curs. Nu vorbesc doar partea teoretică. Se poate găsi și în cărți. Le arăt pacienți. Încerc să vin cu experiență din viața mea. Vreau să le spun ce este psihiatria și vreau să încerc să le arăt realitatea. Astfel încât ei să poată să aleagă în oarecare cunoștință de cauză dacă își doresc sau nu să facă psihiatrie. Spuneam că doresc să merg pe partea didactică, deopotrivă pe partea clinică și să-mi depășesc în fiecare zi barierele care există și persistă de-a lungul timpului. Avem minusuri cu toții, am și eu multe, am și eu anxietăți, lucrez cu ele, dar doar prin exercițiu și prin expunere poți atinge performanța, care în medicină, performanța supremă este reprezentată de asigurarea unui act medical reușit. O altă perspectivă și un alt plan de viitor al meu este reprezentat de cercetare. Ăsta e sistemul în România. Un cadru universitar trebuie să facă și învățământ, și cercetare, și parte clinică. În Statele Unite e cu totul altceva. Dar noi trăim în România și atunci trebuie să ne adaptăm cumva sistemului acesta și să, să facem performanță cât putem și în cercetare. Există studii clinice, naționale, internaționale, parteneriate cu japonezi, cu americani, cu oameni deschiși. Trebuie doar să aloci un pic de timp și pentru asta. Există o biobază la UMF Craiova, un centru neuroștiințe, unde ne putem asocia și putem face echipe de lucru. Trebuie să învățăm să greșim, să învățăm din greșeli, să ne așteptăm să avem și eșecuri, dar să visăm la izbândă. Mult succes! Mulțumesc! Îți doresc! Iar pe final aș vrea să te întreb ce sfaturi ai da unui tânăr student sau absolvent sau medic rezident care își schimbă specialitatea și care ia în calcul psihiatria? În primul rând să se uite în oglindă, în liniște, fără presiunea timpului, fără presiunea părinților, a soției sau altor factori din jur. Să se uite în oglindă, să se uite dacă poate în adâncul sufletului și să-și răspundă la întrebarea de ce vreau să mă fac psihiatru. Iar dacă răspunsul este pentru că vreau să ajut oamenii cu afecțiuni psihice, atunci să meargă fără tăgadă, fără să se gândească și să aleagă psihiatrie, dacă este oricare alt răspuns legat de bani, program lejer și alte lucruri, să mă sune, să mă întrebe. Și cu drag o să-i răspund, sunt destul de ușor de găsit. Numărul meu de telefon se găsește și pe internet. CV-ul meu este public. Sunt prezent și pe unele rețele de socializare. Cu scuze de rigoare că nu răspund tot timpul la telefon în momentul ăla sau la mesaj în momentul ăla, dar cum mă eliberez, încerc să răspund tuturor cât pot să ajut. Vreau să le spun tinerilor. Pentru că e frustrant să faci ceva ce nu-ți place, e frustrant să faci ceva pentru că vor părinții sau societatea. E bine să mergi cu drag la serviciu. După o să vină și banii și aprecierea și trebuie să fie dragoste. Dragoste de meseria pe care o practici. Foarte frumos. Îți mulțumim foarte mult, Victor. Mulțumesc frumos. Și mult succes în tot ce faci și poate ne revedem și cu altă ocazie în viitor. Oricând, cu mare plăcere, Doamne ajută!